Bună seara, iubite! Te aștept ca și când ar fi zis o celebră melodie. Eu am să vă zic un bună, bună dimineața, la timba, la bani, la fete și la băieți. Și mă duc într-adevăr să aștept ceva mai degrabă și nu un iubit. Mă duc să aștept un avion care mă va duce înspre Belgia, unde sper să fie soare și frumos, pentru că sora voastră roșie așa va defila cel puțin pe avion. Să nu credeți însă că asta este tot, pentru că sunt foarte senzuală. Ta-na-na-na-na. Se vede ceva pe acolo? A? Am colanți din aia pufuși pe dedesubt, că m-am gândit că e posibil să târtei și o să-mi iau și un parpalac pe mine, unul alb, grosuț, dar adevărat că rochia mea este una de vară. În cazul în care n-ați văzut daily vlogul anterior, vă pun în temă, și anume că mă voi duce acolo 2 zile într-un press trip la invitația CNA, cărora le foarte mulțumim, iar următoarele 2 zile mi le-am prelungit eu automat și le voi petrece acolo cu tovarășa Vicky, aflată momentan în Franța, care Franța e la graniță cu Belgia, deci practic, stimabila nu va trebui decât să sară pârleazul într-un drum cu trenul de aproximativ o oră și o să ne întâlnim acolo. Și dacă tot s-a nimerit proximitatea asta fericită, haide să facem noi o dudă. O să vizităm Ghent, o să vizităm Bruj, o să fie frumos, sper dacă avem și vreme bună, pentru că eu de fiecare dată când am fost am prins numai vreme horror. Așa, pentru că, na, era iarnă, toamnă, în principiu frig, deci nu toamnă, nu, iarnă era. În ambele dăți, când am fost, era frigul de pe lume, așa că sper că acum să fie doar frig, nu frigul de pe lume. Acestea sunt singurele bagaje ale surii voastre roșii, pentru că nu am organizat la timp să fi luat un troller mare. Am bagaj de cală inclus, numai că căcala mea va fi de fapt una din aia mică. Ca idee, cala ar însemna un 20 de kg, adică un bagaj care ar fi măcar dublu în înălțime, în lățime, mă rog. Dar dacă v-ați uitat voi la ultimul vlog de călătorie postat, care cred că a fost ăla din Roma, poate m-ați reținut sau vă zic eu acum, că mi l-au stricat, adică mi s-a rupt o rotiță din aia de cum l-or fi trântit, l-or fi mânuit aia la aeroport și am zis atunci că trebuie să cumpăr altul și am uitat să cumpăr altul, astfel încât, ei, mă descurc cu astea și poate o să reușesc pe undeva, da, pe acolo să cumpăr un troller mare dacă trecem printr-un Primark. Da, sper! Ne-am și cazat și bineînțeles că va urma un tur al camerei care este foarte cochetă, micuță, dar roz, verde, cu niște detalii super simpatice. Numai uitați-vă la zebra aia, absolut adorabilă de acolo. Să vedeți și baia cât este de drăgălașă. Foarte, foarte drăguță toată treaba. Și vreau să vă zic că am rămas foarte surprinsă la momentul la care am coborât din autocarul sau, mă rog, o dubiță. Știți că eu sunt cu duba, vine poliția. De-alea, am rămas foarte surprinsă în momentul în care am coborât, pentru că mi-am dat seama că hotelul la care suntem cazate este super aproape de gară. Și dacă ați urmărit voi vlogul meu de călătorie de anul trecut, de când am fost cu mama în Belgia, și vă amintiți așa, știți că am fost și aici în Anvers, că noi acum suntem în Anvers, deci am aterizat în Bruxelles și acum suntem în Anvers. Și vă ziceam eu acolo că gara la care și noi am ajuns tot așa luând trenul, cred că exact din Bruxelles veneam atunci, gara este una dintre cele mai frumoase din lume, după părerea mea, atât cât am văzut în fotografie, evident am văzut toate gările, mi se pare cea mai frumoasă dintre toate și dacă găsesc o să vă inserez chiar o poză pe care a făcut-o mama mea. Extraterestră, mare fotograf, după cum vedeți. Deci îmi place maxim asta, mai ales că mâine când mă văd cu Vicky, nu trebuie decât să merg 2 minute și mă văd cu ea la gară. Deci o să fie, oh, la marele fix. S-au potrivit, s-au aliniat planetele superb. Dar până când ajungem acolo, o să vă dau așa și câteva detalii. Ia uite cum se schimbă lumina. Priveliștea mea nu este extraordinară, cred că sunt undeva în spatele hotelului. O să vă arăt. Deci ce e pe geam? Dar nu e o problemă, pentru că ce am văzut pe drum, și stai să mai ia, uite așa, așa, perfect, să ne vedem bine, ce am văzut pe drum, clădirile și arhitectura lor, așa de mult îmi plac, oh, era superb. Deci noi vorbeam acolo, povesteam, nu știu ce, vorbeam cu fetele și eu eram așa, și mă uitam pe geam,
Bine, nu mult, că nu sunt de aia și înțeleg, dar ce vreau să spun este că îmi place foarte mult, deci mă regăsesc foarte mult în arhitectură și în stilul ăsta al lor, cel puțin atât cât îl pot vedea și percepe ca turist, că nu știu cum e să trăiești aici. Dar da, am avut două zboruri așadar cu escală în Frankfurt. Escală în Frankfurt, ăsta otopeni Frankfurt a durat vreo 2 ore și după aia din Frankfurt până aici în Bruxelles, 40 de minute, deci nici nu știu când a trecut zborul ăla, practic ne-am urcat în avion, ne-am legat centurile și după aia, hey, prepare for landing, adică urmează coborârea. Și a mers totul super bine, fără turbulențe, am dormit, e adevărat, dar doar în zborul către Frankfurt, deci ăsta al doilea, nici mai aveam când, dar a fost foarte ok, deci niciun fel de zguduială, de probleme, pe ăla nici nu l-am simțit, pe al doilea la fel. N-am simțit în nicio formă și am mai avut vreo oră jumate pe care am petrecut-o acolo în aeroport și foarte bucuroasă sunt să vă spun că bagajele mele au ajuns cu bine. Am jubilat toate fetele când eram acolo la bandă și am văzut că au venit bagajele, pentru că eu oricum am rămas așa cu niște emoții palpitații de când am pățit treaba aia în iarnă, în timpul vlogmasului, dacă vă amintiți că mi-au pierdut bagajul. Și din fericire a fost cu final fericit, dar de atunci tot timpul am așa o strângere de inimă. Dar au ajuns, sunt toate întregi, numai bine. Și grupul, vreau să vă zic, este super ok. O parte, așa cum vă ziceam, este cel pe care l-ați văzut dacă ați urmărit vlogul din Barcelona, când am fost tot cu CNU, înainte de excursia aia din iarnă. Deci ăsta pentru mine este al treilea press trip cu ei. Și ăla din Barcelona, la fel, era cu Alexandra de la Cluj, de asemenea cu Daria de la El, mai lipsește Alina de la A-List, care a fost atunci și nu este acum, Nico de la CNA și noutatea grupului este Larisa Lupoia, care e foarte drăguță, deci tot grupul este foarte ok, am râs, am glumit, vorbim în continuu, deci chiar mă simt super, super bine și mă bucur tare mult că avem compania asta minunată. Bun, acum că v-am pus la curent, urmează să plecăm, nu știu exact unde, mergem, explorăm, facem câteva chestii, pentru că undeva în jur de ora 5 și jumătate începe evenimentul prezentarea de modă și aș vrea și eu să... Da. Dați așa să ieșim afară ca să vedeți din hol, că până și holul arată bine. Hotelul ăsta se numește Indigo. Și eu am camera 707, este. Iar Alexandra e undeva mai pe acolo. Și optez ca să nu facă lege, să nu deranjez. Aici sunt lifturile și sunt undeva la etajul 7. Și e comentrii. Uită-te tu! Uită-te tu! Cred că avem o lumină un pic cam rece pe cameră, nu știu exact de ce. Ia, așa să încercăm să reglăm puțin. Ai, uite acum parcă. Așa, cam ăsta este adevărul. Prima dată aici este un holișor cu cucuier și dacă nu e suficient, în partea asta altă am umerat și slavă Domnului să-mi pun toate cele. Camera, cum spuneam, nu este uriașă, dar patul este uriaș. Arată atât de bine, mi se pare atât de simpatică, numai cât de drăguțe sunt plantele alea, sau, mă rog, aia nu știu, putem să o numim plantă, dar una care atârnă acolo este sigur. Tablouri, niște artă pe pereți foarte simpatică, îmi place cromatica, maro, piele, aici un albastru, acolo am o măsuță, un taburet, televizorul, cafetieră, toate cele și bănuiesc aici este mini barul, da, cu safe, tablouri drăguțe, cum vă ziceam, cu zebră, iar în partea asta am și o oglindă, ca să vă vedeți, asta sunt tot așa în alb deocamdată. Priveliștea despre care vă spuneam, evident că nu vedeți nimic, iar umblăm la lumină. Iată, de asta vă ziceam că nu este cea mai frumoasă, dar pe partea din față arată minunat. Aia e, oricum n-am venit ca să mă uit pe geam. Doar vă arăt ca să vă faceți o idee, pentru că de multe ori mă întrebați de recomandări de hoteluri și știu că v-am mai inspirat cu alegerile, sper eu, pozitive de-a lungul timpului, așa încât vă fac turul cu de toate. Iar baia, care iarăși mi s-a părut adorabilă, este cam în felul ăsta. Vai, vai! Cu gresie, de asta gen tablă de șah, cu maro și cu alb, încolo ceva verde mentă, șamponelele lor, oglinzi, prosoape, iar în partea asta, uite ce frumos arată. Chiar îmi place foarte mult combinația, e un pic cam modernă pentru gustul meu, nu știu dacă mi-aș face eu neapărat acasă, dar îmi place, în hoteluri mi se pare foarte mișto, chiar arată tare, tare drăguț, oglindă, prosopele, na, toate nebuniile pământului și un pic de eco. Deci cam asta este camera mea. Acum, nu știu ce să fac, dacă să mă schimb sau nu, m-aș schimba în altceva. După cum vă ziceam, doar că trebuie să calc puțin și să văd cam pe la ce oră coborâm și cât o să stăm, pentru că... Da, asta înainte de a merge la eveniment. Să despachetăm niște bagaj. Ia să vedem, mai știu ce cod am aici? Oare? Atât! Sfântul steamer, fără ăsta, nu se pleacă!
o oră până când plecăm spre show-ul de modă, care e destul de aproape din ce am înțeles de hotelul nostru. Acum sunt înapoi. O să mă duc și o să fac și un duș imediat. Dar avem aproximativ 10 minute de mers pe jos, din ce mi s-a zis, până când ajungem acolo la loc unde se va ține show-ul. Și tot dezbat în capul meu dacă are sens să mă complic cu părul, pentru că a început ploaia între timp. Și mie că de vom merge pe jos, o să fie fix degeaba, pentru că este umiditatea asta. Dacă mergem cu mașina, iarăși nu prea știu ce să fac. Nici foarte mult timp nu mai am la dispoziție. Un duș mă duc oricum și fac, dar vreau să mai vorbesc cu voi. Mă duc oricum și fac, dar nu prea știu ce să fac cu părul ăsta. Dacă să-i fac ceva sau să-l las pe mâine dimineață. Nu e într-o stare foarte bună momentan, dar mă rog, și va trebui să mă duc și pe la Bogdan în vreo săptămână, două, așa, cred că mă duc la el. Dar ne-am mai plimbat. Acum am explorat puțin, am fost și am și mâncat undeva la un restaurant venit ca o recomandare de la localnici de aici. Nu eu m-am ocupat de partea asta, dar a fost foarte ok mâncarea. Am mâncat un soi de salată cu tofu prăjit într-un sos de soia foarte, foarte bun și după am mâncat un soi de waffle din ăla. Știți că ei au aceste gofră, cred că îi mai zice, uite că nu-mi vine denumirea în limba română, nu sunt clătite neapărat, dar știți despre ce vorbesc, cu fructe pe deasupra și cu șerbet de lămâie, care a fost foarte bun, chiar mi-a plăcut. Și acum mă simt destul de full. Dar ne-am mai plimbat, am explorat un piculeț orașul și m-am simțit tare bine, pentru că o bună parte din locurile pe care le-am văzut, n-am fiind și centru, sunt unele pe care deja le știam de când eu fusesem cu mama. Și chiar m-am gândit la mama cât timp eram pe acolo, că parcă o vedeam. Cum e mama așa, era îmbrăcată în roșu parcă atunci și parcă o vedeam țopăind de colo-colo, că v-am zis mai că e foarte energică și pe viață așa, și mi-aminteam că aici m-a rugat să-i fac poză, aici ne-am făcut amândouă, am făcut stânga pe acolo, acolo am făcut dreapta, și parcă oftam așa de drag în sinea mea. Și chiar am intrat și în câteva magazine de vintage, am găsit câteva SH-uri, magazine de vintage și mi-am luat de acolo un trench, o hăinuță. Și chiar cred că este bine meritat diminutivul ăsta de hăinuță, pentru că are niște detalii foarte, foarte feminine, foarte dulci. Nu cred că am filmat cu camera în magazin, dar o să inserez câteva poze pe aici, că am făcut ceva cu telefonul. Și cred că trebuie dus la croitorea, să știu eu pe cineva care cred că ar putea să mi-l facă. Nu bunica mea, că e mult prea complicat, dar e mare, din păcate, deci mi-e mare în talie, dar eu cred că odată ajustat în zona aia o să arate superb, pentru că are o chestie foarte drăguță aici. La bust, la spate are o fundiță și în partea de jos are o construcție interesantă. E foarte feminin trenciul respectiv, de asta i-am zis hăinuță. Mi s-a părut tare simpatic și l-am luat. Nu aveam nicio etichetă, că nu asta e ideea. Dar mi s-a părut o piesă unică și n-am rezistat. Și cred că Larisa și-a mai luat o perche de ochelari și fetele nu știu dacă și-au mai luat ceva. Dar da, am bătut puțin telorașul, deci câteva ore am făcut și asta, pentru că mâine v-am zis, se cam sparge gașca, eu mă văd cu Vicky, plecăm în Ghent, deci în principiu pentru Anver nu prea o să mai avem timp să facem mare lucru. Și acum, cred că în vreo oră, cam așa, plecăm înspre eveniment. Trebuie să-mi calc și o rochea, că nu o să merg tot cu asta. Cred că o să fiu toată, de fapt nu cred, sunt sigură, o să fiu toată în verde, inclusiv unghiile, dar rochea e verde, trenciul e verde, mi-am luat pantofii verzi, ăia de la Mini Pri, pe care vi-am arătat un catraliar de ori, poșeta este verde, o să fiu verde, 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 de colo până colo. Și ne-a arătat Nico de la CNA, ne-a arătat într-o poză cum o să fie locul, adică sala mare. Măi, super, deci cred că e o clădire istorică, arăta într-un mare fel, abia aștept să văd cum o să decoreze, pentru că la Barcelona când am fost era o cramă imensă, care a fost fabuloasă. Vedeți vlogul, dacă nu l-ați văzut, vedeți vlogul de atunci, că a ieșit ceva foarte, foarte mișto, deci cred că și acum o să fie într-un mare fel. Dar să se oprească și ploaia, să am și dacă auziți. Ia, dacă tac eu din gură și uite, dacă vă arăt geamul, vedeți picăturile? Nu știu dacă se înțelege ceva. Auziți? Da. Deci plouă de mama focului. Haideți că mă duc să fac și eu un duș. Uite cât contează lumina. Tac? Tac. Aia zic. Mă duc să fac și eu un duș și rămâne de văzut.
Aici prin cameră de câteva ore, timp în care m-am coafat, bineînțeles l-am spălat înainte, m-am și machiat, schimbat însă în aceleași haine pe care le-am avut ieri în prima parte a zilei, pentru că plouă, super, și oricum urmează să ne urcăm în tren, în aproximativ o oră, oră și jumătate mă văd cu Vicky și mergem înspre Ghent, deci practic activitatea mea cu CNU s-a încheiat și de aici continuăm, ne vedem de treburile noastre, vizităm, pozăm, ne minunăm și ne bucurăm, sperăm fără vreme nașpa. Și am zis să mă schimb când o să ajungem la cazare, pentru că am rezervat ceva foarte drăguț, o să avem cazări diferite, nu mai știu dacă v-am menționat, dar o să fim astăzi în Ghent, mâine în Bruj, poi mâine în Bruxelles. Și ne-am luat cazare diferită pentru cele două nopți, astfel încât la momentul la care o să ajungem în Ghent, atunci mă schimb în niște haine curate, ca să am pentru toată ziua, dar acum doar așa pe tren și cât mă mai foiesc cu unul, două bagaje, am zis să rămân cu rochia asta pentru că e curată și... Da. Prin urmare, iată-mă, asta sunt rochițul meu de la Zara, espadrilele astea sunt CNA, trolerele nu interesează pe nimeni și geanta o să rămână aceeași pe care am avut-o. Haideți că mă duc să beau și eu o cafeluță și ne continuăm vlogul de călătorie. Frumusețea asta de gară, Doamne, cât de mult mi-a plăcut. Mi se pare superbă, este atât de bine păstrată, cu detaliile astea atât de frumoase și grandioase, nu mai spun. Facem abstracție de tavanul verde, n-are importanță, probabil acolo îl mai renovează, redecorează ce-l făcând ei, dar chiar și așa arată într-un mare fel și sunt, bineînțeles, o mulțime de oameni care fotografiază, se minunează, cum am făcut și noi prima dată și cum fac și eu acum. Vicky tocmai a ajuns, urmează să vină după undeva, nu știu, de pe acolo, cred că mi-a zis că e pe scări. Pe partea cealaltă, probabil. Așa că o aștept. O să luăm bilete de la astea de bilete și plecăm. Este cazarea noastră, am făcut vreo un sfert de oră, cred, de la gară, am luat Uber-ul, care a costat și el vreo 14 euro și ne-a adus exact aici. Este o casă veche de la 1760 și ceva, deci secolul 18. 65. Este o superbitate, mă uitați-vă cum arată în spate și cred că știe toată lumea că acolo se vor petrece poze, deci nu pot să plec de aici fără să facem poze. Asta este de fapt o zonă de living unde stau toți oaspeții, adică încă nu avem acces la camera noastră, care am înțeles că este exact pe unde e Vicky, pe acolo. Camerele sunt bineînțeles înalte, cu tavane din astea foarte frumoase și cu mobilier specific. Într-o asemenea clădire, adevărul e că cel mai bine se asortează mobile de genul ăsta. O splendoare de candelabru, vitrină, fotolii, acolo un frigider. Ai văzut ca o smec din ăla pe model Vitange, adică până și frigiderul e el modern, dar e de la făcut să pară ca și când ar fi vechi. Și bineînțeles, punctul central, șemineul ăsta splendid. Foarte multe cărți, nu că am stat noi să citim acum, dar sunt multe, dacă vedeți, cărțulii din alea, vă dau și un zoom, de ghid, care stă în drume, unde să te duci, ce să faci. Au inclusiv în vitrina asta aici o chestie, Ghent Vegan Food Guide, ceea ce este foarte bine. Am înțeles că la micul dejun au opțiuni pentru toată lumea, vă cau și niște pești pe aici săracii, nu știm cu ce le-or fi greșit. Tablouri de tot felul și în partea asta mai era unul frumos. Uite ăsta aici unde este cafea, căni, prăjitură la discreție pentru toată lumea. Ce frumos este cu... Bufniță? Ah, e vultur, da. Pare vultur, nu știu. Da, da, ne place despre el. Protocale, ce sunt alea, mandarine, clementine, nu știu ce sunt alea acolo. Nevastră, ce faceți aici? Cafea și
tort. Cred că este carrot cake, nu sunt sigură, homemade. Ori e banana bread, nu e clar, e ceva făcut în casă. Căluțul ăsta l-ai văzut pe perete? Uite, tablou și aici sunt, da, alți căluți. Și muzică în surdină, acum am auzit, nici n-am sesizat, dar e foarte cald. Da, chiar da, chiar erau foarte mulți cai. Ferme? Nu neapărat ferme, cât echitații. Da, posibil. Posibil, posibil să fie. Dacă mergem încoace, în această frumusețe de clădire, ia uite, poți să te duci și mai sus, noi suntem la etajul 1, și acolo e recepția, acolo jos. Asta este camera noastră și încoace, de candelabre, aici mai este o bucătărie, unde e așa frumos. Iar în partea asta este balconașul despre care zicea Vicky și știu că nu-l vedeți foarte bine, stat un pic. Să umblu, uite așa, am umblat un pic la setări și acolo în jos mai este o curte interioară. Și dacă ne întoarcem, alte tablouri frumoase, asta este zona de mic dejun, cu ce vă ziceam eu. Și uite tot așa e cu mobilier din ăsta frumos, cu tablouri deosebite, geamuri de-astea înalte. Caloriferele văd că le-au păstrat tot pe cele vechi și dacă vedeți sunt asortate. Ăsta este un fistic din ăla cum voiam eu pe unghii, asortat cu peretele. Și am ajuns în punctul din care am plecat, în frumusețea asta. Da, 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 da. Când m-am dus la unghii, i-am cerut să-mi facă fistic. Și a ieșit un pic mai verde. Nu prea e fistic, dar e verde. Primăvară. Da, aia e, ne descurcăm. Frumoasă, dar asta este cea pe care ne-o promisese inițial și asta e frumoasă și o să vă arăt imediat și pe cea pe care o avem. Uitați voi aici fotoliu și uitați ce detaliu minunat au lăsat în camera asta. Au spart efectiv peretele și au lăsat așa. Și uite ce frumos. Ne-am schimbat cu alta care are baia cumva mai izolată, pentru că vedeți, uite aici, e puțin, nu că e open space, dar încolo e dușul care chiar e open space. Tot așa cu șemineu, arată superb oricum, dar ne-au dat-o până la urmă pe cea de acolo. Și acum mergem să explorăm sus. Am înțeles că este o terasă deosebită și vreau să... Da? Alo, mor! Da, 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 da! Vai! Vai! Ai, ce frumos e! Da! Doamne! Vicky, cine a ales această cazare? Băi, te ocupă! Ce-am zis? Mă pricep! Mă pricep! Chiar am ales-o bine și să vă dau și detaliile astea, că sigur o să mă întrebați. Ne-a costat chestia asta 200 de euro pe noapte, deci 100 de căciulă, ceea ce mi se pare mai mult decât rezonabil. Ținând cont unde ești și cât de frumos și că e central, chiar, da, acolo trebuia să fim așadar. Și pe acolo am venit și asta este terasuca pe care v-am arătat-o eu din interior, din partea aia. Este senzațional! Așa, să vă arăt și pe asta, că ne-am apucat. Asta este așadar. Acum depinde de gust. Mie mi-a plăcut și cealaltă, dar asta vă zic clar este mai călduroasă. Ceea ce ne ajută. E tot așa înaltă. Niște lămpi foarte frumoase. O oglindă superbă în față. Biblioteca asta care arată splendid. Plus șemineu și ăsta superb. Sunt eu, Picasso. Încoace, cred că suntem exact la șosea. Da, cred că suntem exact la șosea. Trec niște cetățeni, bună ziua, vă urăm o zi minunată. Televizor, tablouri minunate, am apreciat că toate tablourile se vede că sunt pictate, deci nu este nimic imprimat. Uite, dacă ne apropiem, cred că puteți vedea inclusiv urmele de pensulă, se văd, nu? Scaune de tot felul, ce-ar face pisicii mei din asta, doamne, 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 ce s-ar întâmpla acolo? Cărți, și aici este baia, care momentan este întunecată, dar... Ia, uite, ne-am lăsat de astea de la Rich House. Ce mișto! Dați așa că... Ia, cred că acum vedeți mai bine.
Asta este baia, așadar. Aici, frumos, oglindă oglinjoară. Ce frumoase sunt și astea. Bateria. Aici este dușul. Totul nou, modern, calorifer. Iar încoace avem prosoape, uscător, săpunele, dischet. Vai, deci inclusiv astea le-au așezat în formă de floare. Uf, ce frumos. Chiar, a, ăla așa e, l-am crezut că e strâmb. Foarte mișto. Foarte, foarte, foarte mișto. Și nu le merge... Yes. Un program, știi? Da, mi-ai zis ceva. Pentru... Uite, ca să vedeți și recepția de jos, așa arată, ăsta este parterul și este eco, într-adevăr. Dar ia uite ce scară splendidă, ce detalii extraordinare și până și podeaua arată frumos. Și uite, etajul 1, pe care etajul 2, cum urce acolo. Și asta este curtea interioară, aici unde o găsim pe Vici, cu un pic de ploicică, ce s-a oprit între timp și ne bucurăm. Cam așa. Nu e foarte mare curtea, dar... A, acolo. Și pe aici este ieșirea. Vrei să sar? Da? Imediat. Numai puțin, să filmez și pianul. Da, este și un pian, o vază superbă cu crini și aici, dacă avem nevoie, umbrele. Dar de care umbrele? Din astea splendide. A, și uite, sunt cu brand. Ganda se numește locul ăsta. Foarte tare. Foarte tare. Mă duc să fac poze. Spuneți, ce poză vă fac? Plouă, faci pateu. A început. Ne-am luat umbrele, că tot le pomeneam și le lăudam. Și le-am luat exact pe astea de la hotel, de la recepție, de acolo. Da? Important e că e centru aproape. Ai chef să bem o cafea? Sau nu mai vrei? Nu, ziceam doar până se oprește panorama asta. Sunt ce, îndrepte de la înjoază? Nu, dar mă, da, îmi taie cheful. Deosebită vreme. Primark să luăm troller ca să descoperim că există o întreagă colecție Bridgerton și cred că o să-mi iau halatul ăsta că e prea frumos. Nu doar că e el Bridgerton, dar e B-ul ăla pe care pot să-l consider ca fiind și de la Balaban. Plus că e foarte mișto imprimat și uite ce scrie pe spate. Flawless, my dear. Queen Charlotte 1813. Foarte mișto. Și cred că și ea și doamna Vicky. Doamna Vicky, vă luați? Vicky, vă luați? Da? Gat. A, e stabilit. Iar pentru cine vrea, există și furoul de luat pe dedesubt, care ar merge așa ca set. Și ai văzut care gândaci? Albinuțe de-astea? Albinuțe! Da, două gândaci! Corsete frumoase. Materialul, vă mărturisesc, nu e de prea bună calitate, e foarte subțirel, dar intimeu e vis. Și pijamale de genul ăsta, tot cu albinuțe, într-un violet simpatic. Astea, același material. Uite, au și cămăși de noapte. Cămășile de noapte le-ai văzut? Astea mari? Ia uite. Și uite ce scrie pe spate. Did you? Ce? Did you miss me? Ah, dearest gentle reader. Da. Did you miss me? Foarte drăguț. Madame Bridgerton. Și tot așa, mai este genul ăsta de bustieră corset. Nu l-am cumpărat. Ia. Busy bee? Ești busy bee? Da. Sau Bridgerton, depinde. Am rezolvat cu bagajul, l-am luat pe cel mai roz posibil sau imposibil dintre toate și nu că mi-aș fi dorit neapărat culoarea aia, deși îmi place, dar era singurul care să bifeze criteriile mele, adică să fie din materialul la textil și să aibă și dimensiunea care trebuie, că așa aveau unele în culori mai puțin stridente, să zic, dar nu erau dimensiunea bună sau erau din alea plasticoase și am zis clar că nu vreau unul de ăla pentru că se sparge, că deja am experiență și știu că e de unică folosință.
așa că cel mai potrivit dintre toate și era singur, s-a dovedit a fi ăla roz. Am dat vreo 65 de euro pe el și să-l stăpâne sănătoasă. Ce să zic? Am mai luat și halatele, alea mi-am luat și eu și a luat și Vicky, după care am fost la hotel și le-am lăsat acolo că n-avem cum să ne cărăm cu ele, mai ales că, iată, este piatră cubică. Cineva are ochelari și a luat ochelari noi de la Another Story. Spuneți-i că este foarte bine, că este minunată, că m-a întrebat de 1000 de ori dacă este bine cu ei. Și mi-am luat... Sunt stilul meu. Nu, dar sunt mișto. Sunt foarte mișto. Sunt retro, așa, 60s. Și mi-am luat și o roche de la Another Stories pe care o să o vedeți. E ceva cu roșu, cu alb. Nu, lasă așa. E ok. E bună la de la Primark. Mi-a arătat că sunt trollere deasupra. Și da, ne-am dus să le lăsăm acolo. Am scăpat și de umbrele cu ocazia asta. Și se oprise ploaia, numai că a început iar. Însă așa... lent. Da, acum chiar nu mai avem umbrele, nu mai mergem după bagaje, nu mai nimic. Vrem să ne mișcăm că oricum avem camere foarte grele, multe. No, thank you. No. Trandafir, ceva. Și vrem să ne mișcăm pe cât posibil, să facem poze. Căutăm acum ceva, un restaurant, o terasă, o ceva, să stăm să mâncăm. Pe mine m-a cam luat foamea. De Vicky nu știu neapărat, că ea zicea că e mai bine. Pofta vine mâncă. Exact, exact, dar pe mine m-a cam luat foamea. S-a cam dus micul dejun pe care l-am avut de dimineață, care n-a fost cine știe ce consistent, adică am mâncat, uite ce drăguț, ce-o fi ăsta? Vrei să intrăm? Da? Hai! Am mâncat, ce, niște fructe, cafea și un iaurt. Și cam atâta, altceva. Hai să mergem că se numește niște. Veritas se numește magazinul ăsta, recunosc că eu nu știam de el, n-am mai intrat până acum. Și am niște chestii interesante. Ia uite, bineînțeles că sunt atrasă de culoare. Coliere, ce mai văzut pe aici, mi-a plăcut, uite, genul ăsta de brățară îmi place. Foarte drăguțe, vesele. E un bijou Brigitte ăla de-mi place mie, numai că varianta de-asta. Ăștia sunt și în Franța, Vicky, nu? Da? Balabuste. Noi n-avem în România, nu? Pijamale drăguțe. Ia uite aici. Leparzi, pisicuri, bananuri. Știți geanta mea verde, de care fac eu tot timpul mișto că este de la Ministerul Afacerilor Externe? Este identică ăsteia, luată evident tot din Belgia, doar că pe aia am luat-o cu mama. Exact ăsta e modelul, numai că asta e moșa mea e verde. Cred că e 20 de euro chestia asta. Foarte faină. E șarfe colorate frumoase, mătăsoase, bretele. Îmi place maxim în erul ăsteia și au și pe bej și pe negru, dar voi știți deja ce o să aleg. Majoritatea, mă rog, toată lumea a votat pentru interzicerea lor. Ia! Măi, bine mă! A, uite ce frumos se vede. Nu știu dacă vă dați seama, dar a început ploaia și mai rău. M-am trezit de la 5 jumate și am fost, am pozat, am și filmat un pic orașul, acum cât este gol, bineînțeles cu my partner in crime, care este acolo pe Google Maps, direcționează treaba. Co-capitan. Co-capitan, copilot, băi. Am luat și un cafeluț de pe drum și mergem acum la un târg de vechituri, adică sperăm să-l găsim. Ieri l-am întrebat pe domnul de la cazare de acolo
dacă știe, de flea market, antique shop, ceva, de ale mele, știți, ce-mi place mie. Și ne-a zis că da, suntem în Iorin Lac, adică avem noroc și se țin târguri de genul ăsta chiar în weekend. Astăzi, în sâmbătă, e la Marele Fix. Și din ce am văzut eu pe hartă acolo, este chiar foarte aproape de locul unde suntem noi cazate. Așa că ne-am dus acum la un bancomat, am scos niște bani cash, că am venit, bineînțeles, fără niciun pic de cash la noi. Și noroc că a avut Vicky cardul, pentru că nu am la portofelul cu mine dimineața asta. Am zis că la ce-mi trebuie, oricum sunt închise toate pe aici. Și de asta am și avut noroc de am putut să facem poze liniștite, pentru că ieri era hârmălaie de pe lume. Dar astăzi s-a dovedit a fi foarte ok. Și noroc că a avut Vicky cardul de a reuși să scoatem niște bani, că altfel nu puteam să facem nimic. Că la târguri de vechituri nu te duci cu card, că n-au oamenii POS. Adică trebuie să ai cash. Așa că mergem într-acolo. Așa mă prezint în fața voastră. Bineînțeles, mai am o rochie pe dedesubt și am și oarește tocuri, în cazul în care auziți un trop, 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 trop. Să știți că de asta sunt, dar o să mă schimb, nu rămân cu ele pe parcursul zilei, că vreau să ne deplasăm. Am și dormit foarte bine, ne-am super odihnit, am picat aseară după ce am ajuns. Asta după ce am adormit eu? Nu, cred că vreo jumătate de oră maxim, am mai montat ceva, am editat ceva și aia a fost. Păi m-am culcat că nu mai puteam, adică simțeam că mi se închid ochii. Am vrut să editez niște poze, dar stânga. Da, am vrut să fac ceva, dar nu mai puteam, mai ajunsese rău de tot. Însă m-am trezit destul de ușor în dimineața asta, adică de la prima alarmă, de când a sunat, pac, am sărit și iată-mă, asta să mai întorc camera să vedeți ce e în jur. Și uite cam cât este de pustiu. Iată și o doamnă pe tocuri, deci nu sunt eu singura. Bravo, bravo. Și o mașină de scris veche, uși, oameni care lucrează, magazine de tot felul. Papetărie, niște cercei, Vicky? Ce zici? Nu vreau cartea aia. Ah, da. Vicky își caută o carte și căutăm o librărie cu titluri în engleză. Vedeți că scrie... stați că nu vedeți că e un pic cam prea luminos. Scrie acolo pe camionul ăla Antec Brocante, nu știu ce. E târg acolo de vechituri. Acolo mergem. Aha! Târg. Ce a găsit acolo? Viniluri. Cauți niște urgentă, da? Să vă fac și turul cazării este ea, pentru că e fantastică, tot în stilul ăla, dar foarte diferit și o să vedeți că avem vedere la canal. De fapt, ăsta este unul dintre motivele pentru care am ales-o și camera, într-adevăr, nu este exact pe aia pe care o văsem eu în poze, adică îmi doream ceva anume, dar oricum, arată absolut fabulos, este senzațională, iar asta este baia, cea din care vă vorbesc. Dacă să le luăm așa pe rând, mai întâi mă vedeți că m-am schimbat, am avut altceva de dimineață și acum când am plecat, am procedat exact ca ieri, adică am avut anumite haine pe tren, după care odată ajuns la cazare m-am schimbat în altele. Ei, acum am luat-o un pic în ordinea ailaltă. Deci, rochiți, danteluți, Asos este asta, m-am de mulți ani, poate vă amintiți, o cafea cu lapte, așa, cu niște accesori Vitanj. Am făcut aproximativ 30 de minute, cred, din Ghent până în Bruș, cu trenul, a costat cam 7 euro biletul și am ajuns fără nicio mai mică problemă, adică a mers impecabil, super, super ok. De la gară am luat Uber, care ne-a costat și la vreo 12 euro, vă dau acum toate detaliile ca să știți cam care sunt costurile. Și am făcut vreo 8 minute, cred, până aici. Cazarea se numește Bed and Breakfast, adică B&B, canal de lux, exact așa, dacă vă interesează în vreo formă. Și după cum îi spune și numele și v-am menționat și eu mai devreme, canal de lux, pentru că suntem exact la un canal. Deci o să vedeți, avem acces la o grădiniță frumoasă în dreapta mea aici. Nu doar noi, nu e doar a noastră, mai sunt și alți oaspeți care tot așa au acces, dar cum scoți capul pe geam sau intri, cobori acolo în terasă, în grădină, vezi canalul. Deci arată într-un mare fel. Hai să începem așadar, să vă arăt ce și cum.
Deci, camera noastră de șfurădeci, asta este ușa de acces. Încolo este zona de living, unde vom mânca probabil micul dejun mâine dimineață și o să vă arăt atunci. Dar din momentul în care intrăm, cu ieri, ne-am lăsat eu haina acolo. Aici este doar closetul, deci WC-ul practic. Iar în partea asta, camera odată și aici este baia, de unde v-am vorbit eu. Dacă vrem intimitate, se trage chestia asta, știi? Și ai, uite ce perdea frumoasă, ce brocar frumos. Zic. Dar avem inclusiv duș și cadă. Și vă rog să observați că și ăștia ne-au pus tot produse Rituals, care sunt foarte, foarte mișto. Le avem și noi și sunt convinsă că știți deja despre ce e vorba, dar eu sunt foarte entuziasmată, că mi se par foarte bune. Șampon, balsam, toate cele. Asta este cabina de duș, așadar, cu geam și acolo cada. În partea asta gemulete și acolo este o altă grădiniță la care avem acces, dar nu e aia cu canal. Vă duc imediat. Calorifer, încoace, chiuvetă, oglinda de unde v-am vorbit, prosoape, toate cele. Apoi, avem aici și bună ziua! Sera voastră roșie în oglindă. Avem o oglindă din asta mare, așa ca să ne vedem cu totul. Și încoace, atracția principală, camera de zi, care este superbă! Superbă, superbă, superbă! Majoritatea au șemineu, deci în cazul în care vă tentează, ca să știți, toate au vedere la canal. Dar șemineu nu au toate. Noi însă, uite, l-am nimerit pe ăsta, care, nu numai că are o oglindă superbă deasupra, dar uite și ce candelabru splendid! Și uite ce înaltă e căsuța asta! Ia uite, o minunăție! Încoace, minibar, mă rog, frigider, adică cafetieră, căni, toate cele. Aici este un armoar, un șifonier, un șofonier din ăsta frumos, unde ne-au lăsat papuci, halate, perne, câteva umerașe, tot ce vrem noi. Încolo este grădinița despre care vă ziceam, iar acolo avem lemnele pentru șemineu, dacă vedeți în partea de jos, și un televizor, un tabloaș, mă rog, canapea frumoasă în fața șemineului, pe jos este gresie, cred. Și ăla este patul, care arată tare bine, e tot din ăsta gigantism, iar mie îmi plac foarte mult acele candelabre în stânga și în dreapta. Noptiere frumoase, perne, uite că au și branding, inclusiv la hârtia igienică aveau scris acolo canal de lux. Aici este harta, ne-a prezentat domnul, ne-a dat așa câteva instrucțiuni, probabil proprietar, ne-a zis așa cam ce să facem, ce să vedem, pe unde să mâncăm. Uite, ăsta e așadar. Și dacă vă uitați, avem aici o listă de restaurante, cafenele, unde să mergem să vedem nu știu ce. Încă filme, dacă e cazul, dar mă rog, nu m-aș uita la filme neapărat în orașul ăsta, că e prea frumos. Lampă, un screen micuț, foarte, foarte frumos. Încoace, dacă este să mergem, după tovarășa noastră, Vicii, ia, stați așa întâi să vedeți priveliștea. Deci din partea asta așa se arată. Iar aici, bună ziua, aoleu, stai că nu te vezi deloc. Acum te vezi. Trandafiri care încă n-au înflorit pe deplin, dar cred că este o nebunie în grădina asta. Da, 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 și acolo sunt niște bujori, tot așa, n-au înflorit, cred că peste vreo lună sau câteva săptămâni, parfum. E vorba de câteva zile, uite. Câteva zile, zici? Da? Da, bafta noastră. În coace avem zona aia unde v-am zis că se mănâncă, adică uite aici o să luăm noi micul dejun de dimineață și asta ar fi așa, curticica interioară. Și dacă ne uităm peste zid, bam, este probabil o catedrală, o biserică ceva acolo. Dar hai să vă duc și la canal, să vedeți, că trebuie să ocolim un pic când avem cum avea acces așa pe orice parte. Mă duc. Așa. Si, si. Și uite, dacă ne uităm pe geam, uite-le, mă. Doamne, cât de frumos trebuie să fie să scoți capul pe geam și să vezi chestia asta. Poftim? Berea. A vrei berea acum? Pe dacă vrei, eu nu vreau acum. Da, eu vreau să mergem să mâncăm, cum acum am luat foame. Cum crezi tu? Așa arată canalul, deci rățuște superbisime și uite ce curți frumoase oamenii ăștia. Cât de frumos trebuie să fie să locuiești într-o chestie de genul ăsta. Mi se pare fantastic. Și putem avea acces aici, uite, dacă vedeți, sunt canapeluțe, măsuțe așezate. Deci e foarte lejeră treaba. Dar hai să vă arăt. Să alerg canalul. Aici l-am arătat, da. Ce ușă fain esențială. Da. Că mai vezi ușă. Foarte vezi. Care? George? Exact. Soros. Prayers. 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 Soros. Exact. Uite și dacă mergem încoace, asta este camera spre care vă ziceam. Și de ce scaune frumoase au. Astea sunt recondiționate, că la cum le văd eu cred că sunt vechi. Ia uite. Aia este camera Adrien, iar a noastră cred că este Gustav, dacă mi-am inteles eu bine. Da, uite. Așa. Și acum, tăc, 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 tăc. Aici bucătărie la comun pentru toată lumea. Portocale.
Știu că vedeți un pic întunecat, dar răbdați puțin cu mine până când vă duc acolo, că merită. Da. Pop. Iată. Și am ieșit pe terasuca cea superbă, cea despre care vă vorbeam eu când eram, cred că acolo sus eram, aia este camera noastră. Și uită-te tu, ce minunăție! Se aud broscuțele și probabil un aparat de aer condiționat, dar e foarte liniștit și așezat. Iată, camera noastră, cred. Uite așa, vă dați seama că vreau să fac poze aici, că arată mult prea bine ca să nu. Este senzațional de frumos. Doamne, cât mi-aș dori așa ceva. Acum nu știu ce o să facem. În principiu aș vrea să mergem să mâncăm ceva și cred că luăm orașul la pas, că e și păcat, oricum e cam 3 după amiază. Prin urmare, bafta e că aici se întunecă un pic mai târziu, deci nu, la 7 nu apune soarele, chiar la 9:30 era lumina, așa că în principiu avem timp și de explorat destul. Nu vreau cafea, mulțumesc. Noroc, noroc. Lasă, bem berea, după aia cu Romeo, Romeo. Mă ajută-ți aia mică. Ah, super. Da, să nu mai car cu janta mea grea și îmi pun doar pașaportul acte, ca să le am. Ne pornirăm, am lăsat acolo totul, haos de fapt, în cameră. Și tocmai ce am ieșit, suntem la 5 minute distanță de piața lor, care nu știu cum se numește, da, o piață mare și frumoasă. Mare! Ceva! Și voiam să vă arăt, uite, la steagurile astea, vă dați seama cam cât de tare bate vântul. Este mult mai frig aici decât era în Ghent. Cred că sunt vreo 6 grade diferență. Și eu cred că la soare ar fi beton, dar bate un vânt. Deci probabil că... Știi ce a zis tipa în seară? Că cu cât ne apropiem de mare, cu atât scade temperatura, da, mai mult. Da, corect. Corect, corect, corect. Și după stația asta, următoarea ar fi Ostende, unde este mare, într-adevăr, și acolo chiar cred că ne rupe vântul. Este mult mai turistic Brujul, asta mi s-a zis, dar o simțim și noi. Și din câte ne-a povestit doamna de la cazare, am stat aseară, nu acum, acum a fost în tot. Dar aseară am intrat în vorbă cu ea, foarte drăguță, foarte amabilă, ca idee de experiență cu totul acolo, 100% recomand. Deci ne-a plăcut mult, mâncarea a fost impecabilă. De dimineață, confort, curat, poziția super ok și prețul foarte decent pentru o țară ca Belgia, super, super ok. Dar intrasem o seară în vorbă cu ea și asta ne spunea, că Ghentul mai are și alte oamenii care vin acolo, vin și cu alt scop, nu sunt doar turiști, plus de asta că au foarte mulți oameni care lucrează în IT, tot felul de fabrici, ne-a povestit și de astea, dar spre deosebire de Ghent, Brujul este 100% turistic, să zic? Da, este marea, în Ghent industria este IT și automobili. Asta ziceam. Ah, da, că e cea de Volvo, nu? Da. Și aici cea de turism. Da, aici este foarte, foarte mult turism și vedem și noi, sunt foarte multe terase, bineînțeles că sunt astea superbe de turtă dulce care arată într-un mare fel, nu știu dacă au muzee sau ceva, dar nu-mi vine să intru la muzee pe aici. Aceeași piatră cubică, minunată, s-a schimbat și Vicky între timp în rochie, suntem amândouă în rochie și este soarele astea care... Ce anume? De la mașinuța asta. Am văzut-o, am văzut-o de când a trecut pe și lângă noi. Și jucărie, da. Vă opri pe șemineu. Da, foarte simpatică. Uite-te tu, uite-te la. Hai. Am fost la un magazin de vintage, la un second hand de fapt, care, uite, e tocmai în fața noastră, adică e o rețea de genul ăsta. Și ne-am luat de acolo niște chestii drăguțe, dar cred că o să vi le arăt în România. Hai deocamdată să intrăm, să vedem ce au pe aici. Ia uite ce am găsit, fix măsura mea, Fendi. 19 euro. 38,5. Singura problemă e că sunt destul de uzați, adică Fendi, da, uzați. O cură cât ți-o stase, 5 euro. Și acolo și bineînțeles că a trebuit să se ducă la ele. Normal. Și bineînțeles că a trebuit să vin după ea. Normal. Bonie-mă. Uite, dar uite-l pe ăla, că joacă golf.
tras pe dreapta să mâncăm ceva, nu știu unde suntem, pare acum un restaurant indiano-pakistanez, oricum, ceva din zona aia, dar nu cu de alea picantele, adică eu nu mănânc picant, Vicky, nu mănânci picantul, eu nu, eu oricum nu sunt picantul, însă am tras aici pentru că păreau avea multe chestii și din ce am văzut din meniul de pe ușă, inclusiv sunt astea pentru noi, deci fără cărne. Așa că am comandat niște cartofi prăjiți cu sosuri, mi-am comandat și supă de lente, ar trebui să fie bună. Supă de lentile. De lentile, da, ca să cităm un clasic în viață. Am intrat mai devreme într-un, pe lângă la de dantelă, dar am intrat și într-un magazin de antichități, unde erau numai lucruri superbe, inclusiv un păun împăiat. Super era, deci am această fantasmă, nu știu, da, am și eu o treabă și de multă vreme îmi doresc, numai că sunt foarte multe probleme. Trecând de preț, de cum îl transport și toate cele, dar na, l-ar mânca pisicile probabil, deci ăla n-ar avea o viață prea lungă în casă. Și oricum nu știu unde l-aș pune, deci eu așa, la nivel de viitor, poate cândva, la, dar avea un păun exact cum intrai în magazin de antichități, era păunul acolo exact în față, o să mă interes pe după aici ca să-l vedeți. Foarte frumos, n-am cumpărat nimic, ne-am plimbat stânga împrejur, încercăm să găsim un loc în care să mâncăm și tocmai mi-am băgat camera în sos. Prea mai bună. După seaua de la camera am băgat-o în sos, dacă pot să mă ajut un pic, mulțumesc. Da. Foarte mult sosul. N-am eu treabă, păi dar nu-l bag iar, ce? Terasele sunt foarte aglomerate, deci este plin. Bine, este și weekend, vremea asta frumoasă, era firesc să fie. Și să reviți Coca-Cola. Da. Și sunt foarte mulți, foarte mulți turiști, nu știu cât locali, nici că v-am zis aici, vorba mai mult despre turiști, dar erau oroase. Și sunt genul ăla de măsuțe când vedem în Paris, adică măsuțe din alea rotunde, scaune frumoase, așezate așa pe marginea străzii, practic, și stă lumea să uită, fiecare bea câte o bere, că, na, suntem la ei acasă, câte o bere, câte o cafea, e drăguțare de tot. O să ne mai plimbăm și noi câteva ore și după aia cred că ne retragem ușor, ușor, că e și foarte plăcut, acolo am făcut cald la cazare și cred că o să ne trezim iarăși de vreme să facem fotografii, că acum este super, super aglomerat. Să vedem, în funcție de cum ne mișcăm, dar deocamdată ne trebuie combustibil, că eu una simt că nu mai funcționez, cum era reclama, cum e aia la Snickers cu nu ești tu, nu ești tu dacă da, când e foame. Da, exact, deci sunt în stadiul ăla. Just got up, something's wrong. I waited up with wounds on my feet. Where will you be? Flickering through memories, the Polaroids yellowed in the sun, longing to be seen. Canale, caneluțe frumoase, superbe, superbe. Bonsoir. Oi, da, mă. Poate nu te uiți la vlog. Cine? Pe cine? Dar mă uit la toate videoclipurile tale. Da, da, ăsta am o special, să zici că nu, că eu am fost acolo. Pentru cine bag clipetele? Mergem la micul dejun. Sunt toate așezate? Mai ești?
O, la geam aș vrea. Thank you. Avem o doamnă foarte drăguță aici care ne-a așezat tot ce ne trebuie, meniul practic. Eu sunt atrasă de zona asta aici, la fructe, dacă se poate iau eu tot platou. Brânzeturi, mezeluri, acolo cred că este omletă, niște bacon, dar uite ce vas frumos, las omletă, uite ce frumos e vasul. Îți stai pâinea din asta? Da, da, arată-ne, de aia. Ia... Cred că e făcută în casă, nu? Ia degetul, că nu este o idee foarte bună să-l ții acolo, dacă ți-i la deget. Ia să văd că e caldă. Nu când am eu cuțitul în zonă, te înțeleg. Bine. Iaurturi, dulcețuri, lapte, foarte frumos așezate cu toatele, cereale și uite ce lingurițe au oamenii. Nebunie. Roșii în partea asta, ouă, ăsta aici ce e, somon? Somon cu castravete, castravete și cu avocado, deci nu e pentru nu, tine. Nu, stăm cu minți. Nu. Aici salată cu ceva brânză feta, suc de portocale, bănuiesc apă, ia-ți liniștită. Dar o salată grecească. Stabica, da, tot, da, arată bine. Croasante. Și noi facem zurile astea dacă punem ouă, dar n-avem șuncă, deci oricum nu mâncăm. Stăm, da, stăm potolite. Iar cafea ne-a adus la masă și acolo o să stăm noi. Am înțeles că mai sunt doar câțiva oaspeți, dar un cuplu probabil, deci suntem primele oricum. Și este o poezie tot locul ăsta, cât de frumos arată. Așa că, hai! Preferată la datorie. Am plecat de la hotel acum vreo oră, să zicem, dar ne-am tot oprit. Dar o jumătate, ne-am tot oprit, ne-am tot pozat că vezi lucruri frumoase la fiecare pas. Iar acum suntem într-o zonă mai puțin turistică. Vă dați seama și voi așa, doar cât vă vorbesc eu și din ce vedeți, că sunt foarte puține persoane. Însă pe aici ne bagă Google Maps-ul. Evident, ca în orice călătorie. Noi ne-am descurcat cu Google Maps, care este sfânt în cazuri de genul ăsta. Că fără el nu știu unde am ajunge de principiu. Da, întrebi, mai sunt oameni care îți indică tot felul de chestii, dar Google Maps-ul e sfânt. De fapt, și acum, unde mergem, avem vreo 10 minute de înaintat până când ajungem acolo. Ne ducem spre un cartier care ne-a fost recomandat de domnul ăsta de la cazare, deci unde am stat noi. Și ne-a spus să mergem acolo pentru că sunt niște case albe foarte frumoase, are și o denumire cartierul, evident, dar nu pot, e ceva limba lor minunată. Și ne-a zis să mergem acolo, că se vede nu știu cum și cerul și că ar fi foarte frumos. Și am înțeles că mai sunt și alte persoane care au recomandat aceeași chestie, adică este o recomandare generală, tot apare, tot ne iese în cale, așa că mergem să vedem care-i treaba, că oricum nu mai avem mult de stat aici. În principiu, ziua de astăzi ne gândeam să facem în Bruxelles, dar până la urmă am ajuns la concluzia că e mai bine în Bruj, pentru că personal mi se pare mult mai frumos și cred că și lui Vicky se pare mai frumos aici decât în Bruxelles, care da, e capitala, dar orașul ăsta are ceva mult mai pitoresc și mai poetic, nu știu, îmi pare așa o poezie de acolo până acolo. Nu vă zic acum unde am făcut pozele, eram chiar în zona canalelor. Și bineînțeles, sunt tot felul de rațe, păsări, dar am văzut și o lebădă, care era superbă, era impecabilă, albul ăla așa frumos și era singură și s-o fi văzut ce mândră plutea ea pe apă, printre canale, la un moment dat erau să se ciocnească, nu știu cum i-a evitat, dar mă refer la bărci, că erau foarte multe bărcuțe pe acolo, tot felul de turiști care se plimbă, atmosfera e foarte frumoasă pentru că a ieșit și soarele în sfârșit. Noi de dimineață am fost la poze și am prins o beznă, deci nu prea era ce mi-aș fi dorit eu. Acum e prea puternic soarele dimineață, nu era deloc. Și chiar mă luasem așa, mă luasem panicile că zic, mamă, dacă plouă chiar nu mai facem nimic. Dar până la urmă ne-a ieșit treaba, a fost tot ok. Am reușit, am strâns și bagajele, le-am ambalat pe toate, am băgat unul dintre... Cred că mă vedeți un pic amarsă. Ia stați așa. Așa. Am... Opa! Am... Care? Bej, cum e ăla? Beginhof. Este deci undeva ceva. Pe aici. Da. O să notez eu ca să fiu sigură, să-mi fac vreo prostie. Stai un pic să mă mai pe Maps. Și după aia o luăm pe râu, pe Mine Water. Sau okay. Mine Water, cum se pronunță? Mine, nu știu. Mine. Stați așa să vedem ce zice. E cu WN, deci
Deci vrea înainte, dreapta și iarăși înainte. Și vine, uite mă, nu știu cât vă dați seama că este soare. Cealaltă dreapta, Vicky? Dar sunt căluți, stați așa că intrăm la umbră acum. A, nu, stai că s-a redresat, vrea stânga. Deci cealaltă și dreapta, nu? Cealaltă dreapta. Stați așa. Aole, cum e soarele ăsta? Nu mă plâng, chiar nu, doar că nu mă vedeți voi. De asta tot zic. Vă spuneam de bagaje, că le-am pregătit pe toate. Am reușit de am băgat rollerul mic în rollerul mare, astfel încât sunt cu hardughia aia roz și cu celălalt micuț roșu. Dar mi-au încăput toate, deci nu am niciun fel de plângere, mai ales că am și cumpărat niște chestii pe aici. Ce magazine minunate au oamenii ăștia, câte branduri și chestii de care n-am auzit în viața mea, că sunt de-astea, de ale lor locale. Minunate. Și am fost, am explorat. Toată lumea foarte drăguță. Ia uite, acum e prea întuneric. Deci suntem cu toate pregătite. În principiu vreo 2 ore maximum, cred că mai stăm, după care o să luăm trenul. Cum? Beguinaj, este în franceză. Beguinaj. Spuneam că o să luăm trenul. Vicky va lua din gara lor, deci din Bruxelles. Ea acolo se oprește și se întoarce spre Paris, pentru că mai are treabă. Iar eu o să iau spre România. Doar că, adică avionul. Că nu există tren direct, ar fi prea frumos să fie de aici. Dar în principiu eu trebuie să mă uit, să mă organizez, să-mi dau seama cam cum procedez ca să ajung la aeroport. Pentru că tren din Bruges în Bruxelles există, evident, dar după aia trebuie să văd dacă am ceva, dacă am ceva rută directă. Mamă, doamne! Da, deci cu lumina este jale, sper că măcar mă auziți. Haideți să mergem așa, dar înspre Bruges din Bruxelles. Care erau femei emancipate. Un fel de... Am ajuns și trebuie să o luăm exact pe podul ăla pe acolo, dar ne-am abătut puțin pentru că uite o lebădă și uite, aterizarea aia nu cred că ați prins-o, dar uite multe alte lebede. Nu avem acces la ele pentru că sunt undeva într-o zonă doar a lor, deci n-ai cum să ajungi efectiv, dar de aici, vedeți, e îngrădit. De aici, măcar așa cu zoom, dar ia uite ce funduleț. N-ai mai fost alergată de o lebădă prin... Voiam să le mângâi. Știu că ciupesc, nu, că știu că sunt agresive, știu, glumesc, știu. Nu, dar sunt foarte frumoase, uite-te tu cum stau ele la soare acolo cu rățuștele, doamne, doamne, ce frumuseți. Puh, mâncavar, mama de frumoase. Da, e superb, este foarte superb. Uite că să vă dau și un zoom out așa să vedeți de ansamblu. Ia uite ce nebunie, doamne, cât îmi place. Și acum că a ieșit soarele, e și mai bine. Pe picior, da? Cine știe ce marcaj o fi ăla? Da. Am văzut. Da. It's the way it goes, and I will never know why you let me go. Look to the left, look to the right. Nothing can stop me in the night, like I am leaving all the bad stuff. And trying to remain so strong, I know it's good if I'm alone. I got it, I got it. Go, 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 running to better times. Chiar plecat între timp și am rămas doar eu singură în tren. Mai sunt câteva persoane, evident, dar nu mai sunt nimeni pe lângă mine. Și e tare ciudat că e prima dată când sunt singură în câteva zile și m-am tot obișnuit cu ea. Că, na, am fost amândouă în aproximativ toate momentele, mai puțin ale intime. Dar ea a coborât acum în Bruxelles Midi, pentru că va lua de aici trenul și am înțeles că are unul pe la 6. Dacă mi-amintesc bine, o oră ajunge în Paris, mă doare capul. Era puțin îngrijorată acum vorbeam cu ea, că sunt greve foarte multe și când a ajuns din România în Paris, îmi povestea că a stat foarte mult în taxi până a reușit să ajungă în oraș
Și tu mai am anunțat că iarăși sunt greve inclusiv la tren. Deci să sperăm că o să ajung la timp și să sperăm că o să ajung și eu. Mai am trenul meu, trenul, avionul. Avionul decolează pe la 19:55. Acum este 15:43. Nu știu dacă vedeți acolo. Ar trebui să ajung și eu la aeroport în aproximativ 40 de minute. Ceva de genul ăsta. Ați bagajul toate cele și după aia sunt ok. Să vedem acum ce greutate am. După ce am mai adăugat toate lucrurile acolo, dar în principiu cel de mână este foarte lejer, așa că în caz de ceva mai mult dintr-una într alta, doar că nu vreau să fac chestia asta, că mi-e urât de ele să mă împing cu toate lucrurile pe acolo, nu-mi vine nicio formă. Oricum, ca să concluzionăm, vă dați seama că suntem pe ultima 100 de metri, mâine e luni și chiar mă gândeam și mă întrebase și Vicky ce postez mâine. Aia e, că n-am pregătit nimic. Și o să încerc, deci astăzi e duminică, mâine e luni, o să încerc să editez vlogul și să fie gata să-l urc mâine. Dar nu știu dacă voi putea, pentru că ajung târziu în România, o să ajung în jur de 12 noaptea, probabil că până ajung acasă o să fie 12:30, o să fiu praf, dacă reușesc să dorm câteva ore, că oricum ne-am trezit în fiecare zi, eu cel puțin pe la 5:30. Vă dați seama. Deci o să fiu destul de praf de oboseală, dar o să încerc să-l fac pentru mâine, dacă nu... O să vedem, eu nu am nicio intenție să chiulesc, dar în principiu cam așa îmi doresc să fie gata pentru mâine, să mâine mă trezesc de vreme iarăși, o să încerc să le editez, să fie totul pregătit acolo. Dar da, ca să concluzionăm, mie bineînțeles că mi-a plăcut tot, deci pentru mine, v-am zis, până la Buzău, până la Ploiești, dacă mă trebuie și tot mă bucur de o călătorie, dar acum m-am bucurat tare mult că am reușit să revăd Brujul, pentru că l-am văzut acum mulți ani și era foarte frig și nu am putut să mă bucur de experiență așa cum trebuie și nici nu prea mi-amintesc mare lucru, dar știu că am rămas super impresionată de atunci. Gent e mai proaspăt în memoria mea, a fost anul trecut, dar Brujul îmi doream foarte, foarte mult să revăd și m-am bucurat acum că am putut să o facem așa pe îndelete. Am mai avut câteva ore și astăzi cât am mai explorat, m-am zis, am pozat, am fost și acolo în zona aia Brujul ăla care s-a dovedit foarte drăguț. Deci m-am putut și o relaxa și destinde și să mă bucur de ce am în jurul meu fără să fiu neapărat pe, grabă, ca să nu mai zic cât de mult ne-au plăcut cazările, că au fost minunate ambele și n-aș putea să vă recomand neapărat să zic că ăsta a fost mai bun decât celălalt, pentru că ambele mi se pare că s-au ridicat la un super nivel. Micul dejun dimineață super, super ok. V-am zis deja cum se numesc cazările, deci dați înapoi în cazul în care sau v-a scăpat mai degrabă detaliul ăsta. Dacă mai aveți nevoie de informații sau ceva, vă las acolo, mai mult decât decent ca prețuri. Și au avut de toate, adică am avut ce mânca, slavă Domnului, nu mai vorbesc de cățel, care a fost foarte drăguț. Nu mai știu dacă l-am filmat pe aici, dar dacă nu, ți-a inserez o imagine de ouă ca să vedeți și voi. Așa, ca un detaliu suplimentar. Însă, pe total a fost foarte ok, foarte confortabil, a fost cald, baia impecabilă, super curat și toată amenajarea aia și poziționarea foarte bună, că eram în centrul târgului, am mers câteva minute și ajungeam în Piața Mare. Personalul foarte amabil, iar mie îmi place foarte mult atmosfera asta de familie, că sunt proprietarii care se ocupă de tot și nu e un spațiu ca la hotel, știi, când sunt sute de persoane și e atmosfera un pic altfel. Dar depinde de gusturile fiecăruia. Eu însă prefer genul ăsta de cazare și a fost foarte bine din toate punctele de vedere. Dacă mă puneți să aleg între cele trei pe care le-am văzut și pe care le-am văzut în locul ăsta, Amber, Kent și Bruș, eu votez Bruș, dar toate sunt frumoase, toate m-au plăcut și recomand 100% în cazul în care, nu știu, n-ați fost sau aveți nevoie de o părere sau în orice în direcția asta, eu acolo v-aș putea de prima și prima dată când mi s-a părut magic și mă uitam chiar și prin comentariile voastre că am postat câte ceva pe Insta de acolo și postasem ceva legat de Ghent și multe lume zicea, du-te neapărat în Bruș, mă să-ți placă poate chiar mai mult decât Ghent. Cam așa, deși seamănă între ele, dar nu știu, mi se pare mai micuț, mai cochet, cu toate că e foarte turistic și cum v-am mai zis eu, cred că este un coșmar pentru cei care locuiesc acolo. Dar, pe de altă parte, principala lor sursă de venit bănuiesc astăzi de la turiști. Nu vă zic ce era pe terase. Nebunia, acum când ne-am întors înspre cazare să luăm bagajele și să ne retragem. Nebunie, prin comparație cu ce am văzut dimineață când am plecat să ne mai plimbăm, să mai facem poze, să mai explorăm un alta, era pustiu. Ei, câteva ore mai târziu, full, era ocupat peste tot, hrămânaia de pe mei și weekend adevărat și frumos afară, caie și soarele, dar chiar și așa, merită 100%. Acum o să-mi strâng și eu toate cadrafurile pe aici, ca să nu mai mă chinui în momentul în care ajungem la aeroport, adică o să fac și camera asta, mă ocupă foarte mult. Mulțumesc mult de tot, dacă ați rămas până aici sau mă rog, cât ați văzut voi din vlogul ăsta, vă aștept în comentarii acolo să-mi spuneți cum vi s-a părut. Și dacă vi se pare o destinație frumoasă, dacă este ceva ce v-ați dorit pe viitor sau preferați altceva.
Thank you.